Vă salut, mă numesc Viorel Simac și vă invit la a treia parte a prezentărilor despre pandemia actuală cu coronavirusul SARS-CoV-2. După cum v-am spus, pe parcursul acestor prezentări vom încerca să răspundem la cele trei întrebări. Situația actuală este o pandemie de gripă, de panică sau altceva? Care sunt posibile rezultate ale acestei pandemii pe planul sănătății și pe plan social și cum ne putem păstra sănătatea fizică, emoțională și spirituală în acest context? Să recapitulăm prezentarea precedentă. Am văzut câteva dovezi noi cu privire la faptul că datele statistice care raportează mortalitatea cu COVID-19 sunt exagerate prin procedura de raportare și prin faptul că rata mortalității nu s-a modificat la niciuna din țările afectate de coronavirus. 2. Personajul principal implicat în pandemia cu coronavirus este Bill Gates, atât din previziunile sale foarte detaliate cu privire la pandemie, cât și prin măsurile pe care le propune ca soluție, mai exact vaccinurile. În discursul lui Bill Gates de la TED din februarie 2010 și în interviul cu reporterul de la CNN din ianuarie 2011, el a susținut că vaccinurile ajută la reducerea populației. Întrebarea la care încercăm să răspundem, conform acestor afirmații, este următoarea: în ce fel contribuie vaccinurile la reducerea populației? În această prezentare vom mai prezenta câteva informații legate de statisticile raportate cu COVID-19 și vom încerca să găsim un posibil răspuns la întrebarea esențială de mai sus. Să începem cu o completare pe subiectul statisticilor. Senatorul Dr. Scott Jensen din Minnesota a spus recent următoarele: administratorii spitalelor ar putea prefera să vadă COVID-19 la un certificat de deces. De ce? Dacă este un tip de pneumonie în mod obișnuit, spitalul primește suma corespunzătoare diagnosticului de $5,000. Dar dacă este vorba despre o pneumonie COVID-19, atunci este de $13,000. Și dacă pacientul cu pneumonie COVID-19 ajunge să fie tratat cu un ventilator, suma crește la $39,000. Nimeni nu îmi poate spune după 35 de ani în domeniul medical că uneori aceste tipuri de lucruri nu ar putea avea un impact asupra ceea ce facem, spune domnul senator și dr. Scott Jensen din Minnesota. Deci observați că ce vrea dânsul să transmită este faptul că medicii și spitalele sunt stimulate să raporteze un număr mai mare de îmbolnăviri cu COVID și decese cu COVID pentru că primesc sume mai mari de bani care să compenseze tratamentul pentru acești bolnavi. Nu știu în ce măsură aceeași stimulare are loc și în alte țări. În Statele Unite s-a dat o lege care subvenționează aceste fonduri. În continuare să încercăm să răspundem la această întrebare, să găsim un posibil răspuns la această întrebare: în ce fel pot să contribuie vaccinurile la reducerea populației? Și vom începe cu un discurs științific realizat chiar de un producător de vaccinuri în cadrul unei ședințe științifice unde erau instruiți alți specialiști în domeniul medical și al vaccinurilor. Dânsul spune următoarele: în cursul procesului de producție se lucrează cu materie vie care poate introduce oricând un agent contaminant în vaccinuri prin neatenția tehnicienilor. Acesta este un aspect care m-a bulversat mult când am trecut de la cercetare medicală la domeniul vaccinal. Mi-a trebuit ceva timp să înțeleg că riscul potențial al vaccinurilor nu vine de la efectele secundare, pe acestea le cunoaștem. Problema vine însă din accidente stupide pe parcurs în care alți viruși se introduc în vaccinul final. Astfel s-a produs o dramă în anii 60 când celulele rinichilor de maimuțe erau contaminate cu un virus numit SV40, un virus cancerigen care în laborator provoacă cancer pe cobai. Iar noi am descoperit abia după ce acest virus contaminase vaccinurile, în special cele utilizate pentru copii. 60 de milioane de americani au primit acest vaccin cancerigen, dar am avut noroc că nu a fost adaptat la organismul uman. A fost un mare scandal la vremea respectivă și de atunci există această obsesie permanentă pentru fabricanții de vaccinuri să nu se mai repete o catastrofă identică.
dar așa cum s-a produs atunci, se va mai produce, căci agenții contaminanți sunt omniprezenți. Nu de mult s-a descoperit că vaccinul Rotarex fabricat de firma GSK este contaminat cu un virus, circovirus, de origine porcină. Încă o dată am avut noroc că acest circovirus nu era patogen pentru om. Virusul apăruse din materia primă, în acest caz din tripsină. Rețineți așadar că în practica vaccinală nu trebuie vorbit doar de principiul activ. Când spui vaccin pentru rujeolă, bineînțeles că virusul rujeolei este important, dar nu trebuie neglijat materia primă, serul de vacă, care a servit drept cultură pentru obținerea virusului, tripsina, care hidrolizează celulele, sau însăși celula de origine aviară, care poate conține ceva neprevăzut. A fost și cazul vaccinului contra febrei galbene, care s-a contaminat cu virusul leucozei aviare. Iarăși s-a produs o dramă și iarăși am avut noroc căci 400 de milioane de persoane s-au contaminat cu un virus activ care s-a multiplicat în organismul lor, dar virusul nu a devenit patogen în organismul uman. Vedeți deci că în analiza accidentelor post-vaccinale, industria vaccinurilor are o viziune diferită. Ea nu este îngrijorată de acele boli misterioase, dificil de diagnosticat, precum autismul sau scleroza în plăci, etc. Aceste afecțiuni post-vaccinale nu îl preocupă pe fabricant. Industria vaccinurilor are o singură obsesie: riscul introducerii accidentale a unui agent contaminant din materia primă, iar uneori chiar virusul de bază nu este bine inactivat. Mai departe, avem și celule heteroploide, care au fost o etapă crucială în fabricarea vaccinurilor, dar ele au aspecte nesigure care necesită atenția noastră. De exemplu, celula MDSK este utilizată în producerea vaccinului antigripal, este un mediu de cultură excelent, dar este cancerigen. Ca atare s-a iscat o dezbatere filozofică pro și contra acestor celule cancerigene în vaccinurile pentru copii. Pot să vă spun că la nivelul autorităților există dezbateri furtunoase pe acest caz. Printre fabricanți, unii afirmă că cantitatea de informații genetică ADN folosită este extrem de mică, deci fără risc. Dar opozanții spun, atenție, este vorba de vaccinuri pentru copii de 1 până la 5 ani, iar peste 50 de ani, care vor fi consecințele? Dar utilizarea unor astfel de celule este supusă unei vii controverse. Repet, ce am mai spus până acum, nu sunt importante rădăcinile virale, rujeola, rubeola, etc., pe care le cunoașteți bine deja, ci virusii inactivi. Deci vom vorbi despre procedeul acesta crucial al inactivării. Din istoria vaccinurilor. În 1955, când primul vaccin contra poliomielitei a fost realizat de către Jonas Salk, toată lumea cunoaște vaccinul acesta, IPV-ul, a fost un eveniment extraordinar. Primul vaccin realizat pe cultură de celule, extras din rinic de maimuță. A fost un entuziasm care a depășit pe cel de la sfârșitul războiului. Din păcate, nu mult după entuziasmul acesta, chiar un astfel de vaccin produs de laboratoarele Cutter nu a fost inactivat îndeajuns și a contaminat peste 290 de copii cu poliomielită, printre care au fost și numeroase decese. Vaccinurile dau frisoane câteodată. Dacă mâine un vaccin nu este bine inactivat, firma Cutter dispare. Dacă mâine un vaccin antirabic nu este bine inactivat, firma Sanofi dispare. Aceste riscuri nu o să dispară niciodată. Un astfel de caz s-a produs în Brazilia și a provocat moartea câtorva zeci de persoane și moarte de turbare. Haideți încă un exemplu din istoria vaccinurilor. Un caz celebru legat de febra galbenă. S-a produs în războiul mondial din anii 40, când au fost vaccinați toți soldații din armata americană care plecau la război, de asemenea și englezii. Din păcate, iar a avut loc o tragedie, o dramatică epidemie de hepatita B. 28.000 de soldați cu hepatita B din cauza vaccinării contra febrei galbene. E bine, a fost teribil. Epidemii de hepatita B pe submarine, etc. Și cazurile au fost consemnate doar parțial și sporadic.
iar printre cei vaccinați a fost și o personalitate marcantă a epocii, Winston Churchill, contaminat și el cu hepatita B. Biograful lui a scris că ficatul lui Churchill era așa de distrus că este un miracol că nu a schimbat și soarta războiului. Vedeți deci cum un vaccin poate schimba soarta lumii. Bun, acum în timpul rămas vă întreb, cum să producem un vaccin sigur? Vă răspund tot eu, nu știm cum să fabricăm un vaccin, nu avem rețeta miracol, știți de ce? Pentru că la apariția unui nou virus, problema este dezvoltarea unui nou vaccin. Esențial de reținut din istoria vaccinurilor este că nu înțelegem cum acționează vaccinurile. Pur și simplu. Din simplu motiv că odată ce un vaccin a fost pus pe piață, nimeni nu mai monitorizează pacienții. Deci astăzi, când apare un nou virus, nu știm cum vaccinurile anterioare au funcționat ca să ne inspirăm pentru un nou vaccin. Eu cred că pentru a progresa în domeniul realizării vaccinurilor, ar trebui să monitorizăm la persoanele deja vaccinate efectul imunitar. Opiniile acestea că am un virus, îl inactivez, fac un vaccin, vedeți și voi, când merge, merge, când nu merge, suntem blocați. Deci, mă repet, nu știm cum funcționează un vaccin și pentru fiecare vaccin nou orbecăim pentru o soluție. Vă recomand să urmăriți întreaga prezentare în linkul de mai jos. Este în limba franceză cu subtitrare în limba română. Nu mai comentez această prezentare, probabil puteți să trageți personal concluziile. Vom trece la următoarea situație și anume un incident din 1976 în Statele Unite. În acel an s-a discutat mult despre gripa porcină și riscurile apariției unei pandemii. S-a făcut o mare publicitate și a fost îndemnată toată populația Americii să se vaccineze. Vaccinarea s-a oprit după 3 săptămâni, după ce între 45 și 48 de milioane de persoane au fost vaccinate. S-a oprit deoarece sănătatea 4.000 de persoane a fost afectată grav, 450 de persoane au fost paralizate prin sindromul Guillain-Barré și au cerut despăgubiri în valoare de 3,5 miliarde de dolari. 300 de persoane au decedat după aceste vaccinări. Acest caz este documentat într-o emisiune sub titlul 60 de minute de la CBC, realizată de către jurnalistul Norman Gorin. Vom urmări în continuare câteva fragmente din această emisiune, din care de asemenea putem să remarcăm modul în care autoritățile au gestionat această situație, în care au făcut publicitate acestei posibile pandemii, și faptul că nu au fost făcute cunoscute efectele adverse ce pot rezulta după această vaccinare. The flu season is upon us. Which type will we worry about this year? And what kind of shots will we be told to take? Remember the swine flu scare of 1976? That was the year the US government told us all that swine flu could turn out to be a killer that could spread across the nation. And Washington decided that every man, woman, and child in the nation should get a shot to prevent a nationwide outbreak, a pandemic. Well, 46 million of us obediently took the shot. And now 4,000 Americans are claiming damages from Uncle Sam amounting to $3.5 billion because of what happened when they took that shot. By far the greatest number of the claims, 2/3 of them, are for neurological damage or even death, allegedly triggered by the flu shot. We pick up the story back in 1976 when the threat posed by the swine flu virus seemed very real indeed. This virus was the cause of a pandemic in 1918 and 1919 that resulted in over 500,000 deaths in the United States, as well as 20 million deaths around the world. See how easy it is to. Thus, the U.S. government's publicity machine was cranked into action to urge all America to protect itself against the swine flu menace. Influenza is serious business. During major flu epidemics, millions of people are sick and thousands die. Well, this year you can get protection. The vaccines are safe, easy to take, and they can protect you against flu. So roll up your sleeve.
protect yourself. One of those who did roll up her sleeve was Judy Roberts. She was perfectly healthy, an active woman, when in November of 1976, she took her shot. 2 weeks later, she says, she began to feel a numbness starting up her legs. I joked about it at that time. I said, I'll be numb to the knees by Friday if this keeps up. By the following week, I was totally paralyzed. So completely paralyzed, in fact, that they had to operate on her to enable her to breathe. And for 6 months, Judy Roberts was a quadriplegic. The diagnosis? A neurological disorder called Guillain-Barré syndrome, GBS for short. These neurological diseases are little understood. They affect people in different ways. As you can see in these home movies taken by a friend, Judy Roberts' paralysis confined her mostly to a wheelchair for over a year. But this disease can even kill. Indeed, there are 300 claims now pending from the families of GBS victims who died, allegedly as a result of the swine flu shot. In other GBS victims, the crippling effects diminish and all but disappear. But for Judy Roberts, progress back to good health has been painful and partial. Swine flu. But that much publicized outbreak of swine flu at Fort Dix involved only Private Lewis, who died, and those four other soldiers who recovered completely without the swine flu shot. If I had known at that time that the boy had been in a sick bed, got up, went out on a forced march, and then collapsed and died, I would never have taken the shot. The rationale for our recommendation was not on the basis of the death of a single individual, but it was on the basis that when we do see a change in the characteristics of the influenza virus, it is a massive public health problem in this country. Dr. David Sensor, then head of the CDC, the Center for Disease Control in Atlanta, is now in private industry. He devised the swine flu program, and he pushed it. You began to give flu shots to the American people in October of 76. October 1st. By that time, how many cases of swine flu around the world had been reported? There had been several reported, but none confirmed. There had been cases in Australia that were reported by the press, by the news media. There were cases in... None confirmed. Did you ever uncover any other outbreaks of swine flu anywhere in the world? No. Now, nearly everyone was to receive the shot in a public health facility where a doctor might not be present. Therefore, it was up to the CDC to come up with some kind of official consent form, giving the public all the information it needed about the swine flu shot. This form stated that the swine flu vaccine had been tested. What it didn't say was that after those tests were completed, the scientists developed another vaccine, and that was the one given to most of the 46 million who took the shot. That vaccine was called X-53A. Was X-53A ever field tested? I can't say. I would have to... It wasn't. I don't know. Well, I would think that you're in charge of the program. I would have to check the records. I haven't looked at this in some time. The information form, the consent form, was also supposed to warn people about any risks of serious complications following the shot. But did it? No, I had never heard of any reactions other than a sore arm, fever, this sort of thing. Judy Roberts' husband, Gene, also took the shot. Yes, I looked at that document. I signed it. Nothing on there said I was going to have a heart attack or I can get Guillain-Barré, which I never heard of. What if people from the government, from the Center for Disease Control, what if they had indeed known about it? What would be your feeling? They should have told us. Did anyone ever come to you and say, you know something, fellas? There's the possibility of neurological damage if you get into a mass immunization program? No. No one ever did? No. Do you know Michael Hatwick? Yes, mm-hmm. Dr. Michael Hatwick directed the surveillance team for the swine flu program at the CDC. His job was to find out what possible complications could arise from taking the shot and to report his findings to those in charge. Did you know ahead of time, Dr. Hatwick, that there had been case reports of neurological disorders, neurological illness, apparently associated with the injection of influenza vaccine? Absolutely. You did? Yes. How'd you know that? By review of the literature.
So you told your superiors, the men in charge of the swine flu immunization program, about the possibility of neurological disorders. Absolutely. What would you say if I told you that your superiors say that you never told them about the possibility of neurological complications? That's nonsense. I can't believe that they would say that they did not know that there were neurological illnesses associated with influenza vaccination. That simply is not true. We did know that. I've said that Dr. Hatwick had never told me of his feelings on this subject. And he's lying. I guess you would have to make that assumption. Then why does this report from your own agency, dated July 1976, list neurological complications as a possibility? I think the consensus of the scientific community was that the evidence relating neurologic disorders to influenza immunization was such that they did not feel that this association was a real one. You didn't feel it was necessary to tell the American people that information? I think that over the years we have tried to inform the American people as fully as possible. As part of informing Americans about the swine flu threat, Dr. Censor's CDC also helped create the advertising to get the public to take the shot. Let me read to you from one of your own agency's memos planning the campaign to urge Americans to take the shot. The swine flu vaccine has been taken by many important persons, he wrote. Example, President Ford, Henry Kissinger, Elton John, Muhammad Ali, Mary Tyler Moore, Rudolf Nureyev, Walter Cronkite, Ralph Nader, Edward Kennedy, etc., etc. True? I'm not familiar with that particular piece of paper, but I do know that at least of that group, President Ford did take the vaccination. Did you talk to these people beforehand to find out if they planned to take the shot? I did not know. Did anybody? I do not know. Did you get permission to use their names in your campaign? I do not know. Mary, did you take a swine flu shot? No, I did not. Did you give them permission to use your name saying that you had or were going to? Absolutely not. Never did. Did you ask your own doctor about taking the swine flu shot? Yes, and at the time he thought it might be a good idea. But I resisted it because I was leery of having the symptoms that sometimes go with that kind of inoculation. So you didn't? No, I didn't. Have you spoken to your doctor since? Yes. And? He's delighted that I didn't take that shot. You're in charge. Somebody's in charge. There are... This is your advertising strategy that I have a copy of here. Who's it signed by? This one is unsigned. But you'll acknowledge that it was your baby, so to speak. It could have been from the Department of Health, Education, and Welfare. It could be from CDC. I don't know. I'll be happy to take responsibility for it. It's been 3 years now since you fell ill with GBS, right? Right. Has the federal government, in your estimation, played fair with you about your claim? No, I don't think so. It seems to be dragging on and on and on, and really no end in sight that I can see at this point. With respect to the cases of Guillain-Barré, allegedly... Former Secretary of HEW Joseph Califano, too, was disturbed that there was no end in sight. So a year and a half ago, he promised that Uncle Sam would cut the bureaucratic red tape for victims suffering from GBS and would pay up quickly. We shouldn't hold them to an impossible or too difficult standard of proving that they were hurt. That statement said that we should pay Guillain-Barré claims without regard to whether the federal government was negligent if they resulted from the swine flu shot. I think the government knows it's wrong. If it drags out long enough, that people will just give up. Let it go. I am a little more adamant in my thoughts than my wife is, because I told Judy to take the shot. She wasn't going to take it, and she never had shots. And I'm mad with my government because they knew the facts, but they didn't release those facts because if they had released them, the people wouldn't have taken it. And they can come out tomorrow and tell me there's going to be an epidemic, and they can drop off like flies to Mexico. I will not take another shot that my government tells me to take. Meantime, Judy Roberts and some 4,000 others like her are still waiting for their day in court. În continuare, vom reveni la
articolul publicat în 26 mai 2009, miliardarii încearcă să micșoreze populația lumii, în care citim că domnul Gates a prezentat în februarie 2009 un plan de încercare de a limita creșterea populației lumii. Și este posibil cumva ca acest plan să aibă o legătură cu vaccinurile din acel an și mai exact din acea lună, februarie 2009. Să vedem ce s-a întâmplat în luna februarie 2009. Citim acest lucru în mai multe articole, unul dintre care este publicat în Global Research pe data de 8 iulie 2009. Din acest articol aflăm că în februarie 2009 firma Baxter AG, filiala austriacă a Baxter International, a trimis în mod deliberat 72 de kilograme de vaccinuri cu virus gripal viu furnizate de Organizația Mondială a Sănătății către 16 laboratoare din 4 țări, Austria, Republica Cehă, Slovenia și Germania. Acest incident nu a fost urmărit de nicio anchetă din partea Organizației Mondiale a Sănătății, Uniunii Europene sau autoritățile sanitare austriece. Deci, atenție, vaccinurile aveau un virus gripal viu. Exact ce am auzit și în prezentarea producătorului de vaccinuri din prima parte. Un jurnalist austriac de investigație pe nume James Burgermeister a depus o investigație penală în aprilie 2009 împotriva firmei Baxter AG și Avir Green Hill Biotechnology din Austria pentru producerea vaccinului împotriva gripei aviare contaminate, susținând că acesta este un act deliberat pentru a provoca și profita de o pandemie. Această acuzație penală de ce este depusă în aprilie 2009, în mai, după cum vă aduceți aminte, pe 4 mai este schimbată definiția pandemiei și în 11 iunie 2009 este declarată pandemie de gripă porcină. După acest lucru, evenimentele s-au legat și o lună mai târziu, în iulie 2009, Jane Burgmeister a depus două acuzații penale la FBI împotriva Organizației Mondiale a Sănătății de data aceasta, Organizației Națiunilor Unite și mai multor oficiali guvernamentali și corporativi de rang înalt pentru bioterorism și tentative de omor în masă. Ea a pregătit de asemenea o decizie împotriva vaccinării forțate care este depusă în Statele Unite ale Americii. Acuzațiile Burgermeister includ dovezi conform cărora firma Baxter a trimis acele 72 de kilograme de vaccinuri cu virus gripal viu furnizate de Organizația Mondială a Sănătății în februarie 2009. În continuare, articolul mai prezintă câteva idei, și anume, gripa porcină nu provoacă mai multe decese decât gripa obișnuită. De asemenea, Burgermeister observă că cifrele pentru decesele raportate la gripa porcină sunt inconsistente și nu există claritate privind modul în care a fost documentat numărul de decese. Vă sună cumva cunoscut acest lucru? Parcă sună cunoscut. Nu există potențial pandemic decât dacă sunt efectuate vaccinări în masă pentru a declanșa gripa sub pretextul protejării populației. Există motive rezonabile pentru a crede că vaccinurile obligatorii vor fi contaminate în mod intenționat cu boli care sunt concepute special pentru a provoca moartea. În același an 2009, o personalitate importantă în domeniul medical, fostul ministru al sănătății din Finlanda, doamna Dauni Kilde, ne spune că nu gripa porcină este pericolul, ci vaccinurile pentru gripa porcină. Să facem un pas înainte. Care sunt previziunile pentru pandemia de coronavirus actuală în raport cu vaccinurile? Și aflăm acest lucru dintr-un interviu dat lui Bill Gates pe CBC This Morning. Și vom cita câteva idei din acest interviu. Reporterul CBC întreabă: la începutul acestui an, fundația Bill și Melinda Gates a oferit 100 de milioane de dolari pentru a lupta cu acest virus.
ce fac acești bani în mod specific pentru a ajuta americanii în momentul de față. Bill Gates răspunde, fundația noastră lucrează mult pentru diagnostic și vaccinuri pentru a înțelege cum putem face vaccinuri noi și a le face într-o cantitate mare. Cu aceasta ne ocupăm mereu. Aceasta a făcut să înțelegem riscurile pandemiei actuale și să vorbim despre aceasta cu mult timp în urmă. Vă aduceți aminte de discursul dânsului de la TED din 2015. Apoi ne lucrăm aproape cu companiile de vaccinuri și ele sunt cele ce probabil în 18 luni aproximativ vor realiza acele vaccinuri. Ele pot să readucă situația acolo unde noi nu ne vom mai îngrijora cu privire la adunările mari de oameni. Întrebare din partea reporterului de la CBC. Unde credeți că trebuie să meargă banii în primul rând în acest moment? Răspunsul domnului Gates. La aprovizionarea stocurilor critice de ventilatoare, măști, echipamente de protecție. În timp, se vor construi pentru toate contractele de vaccinuri. Sunt 7 sau mai multe care arată promițător, probabil vom construi fabrici în paralel cu testarea siguranței și eficienței, cunoscând faptul că probabil doar cu 2 vaccinuri vom continua până la sfârșit. Deci este riscant, dar este atât de important ca să realizăm nu numai sute de milioane, ci miliarde de vaccinuri, pentru că aceasta este o problemă globală și chiar dacă Statele Unite are cele mai multe cazuri acum, cu trecerea timpului în țările în curs de dezvoltare, unde izolarea este mult mai dificilă și sistemul de sănătate este foarte slab, din nefericire, ei cel mai probabil vor suferi cel mai mult, pe măsură ce aceasta va fi global. Și încă o întrebare din partea reporterului, care este prognoza dumneavoastră în privința economiei? Cât timp îi va lua să-și revină la normal? Bill Gates. Economia își va reveni. Când vom începe să deschidem, vom putea să lăsăm oamenii să meargă înapoi la aproape toate locurile de muncă. Pe măsură ce școlile se vor deschide, vom începe să vedem acea recuperare. Probabil vor trece ani până când se va reveni la nivelul la care era înainte, pentru că este un șoc economic mare și de asemenea vom dori să realizăm o vaccinare pe scară largă înainte de asta, pentru ca să nu ne îngrijorăm și să ne schimbe comportamentul într-o mare măsură. Sunt 2 idei care vrem să le subliniem din acest interviu. Într-o întrebare de mai sus, domnul Gates a răspuns că este important să se realizeze miliarde de vaccinuri, deci miliarde de vaccinuri, și în ultima întrebare pe care am amintit-o, dânsul spune că vom dori să realizăm o vaccinare pe scară largă înainte de a reveni la normal. Deci se planifică o vaccinare pe scară largă de ordinul miliardelor. O întrebare ar fi, dacă cineva nu vrea să se vaccineze, ce se întâmplă? Avem posibilitatea să aflăm un răspuns deja la această întrebare într-un articol care se numește Bill Gates solicită un certificat digital pentru a identifica cine va primi vaccinul COVID-19. Domnul Gates a primit următoarea întrebare pe site-ul Reddit. Ce schimbări trebuie să facem pentru modul în care întreprinderile își desfășoară activitatea pentru a ne menține economia păstrând în același timp distanța socială? Răspunsul domnului Gates. Întrebarea care afacere ar trebui să continue activitatea este dificilă. Cu siguranță aprovizionarea cu alimente și sistemul de sănătate, mai avem nevoie de apă, electricitate și internet. Lanțurile de aprovizionare pentru lucrurile critice trebuie menținute. Țările încă evaluează care activități ar trebui să continue. În cele din urmă, vom avea câteva certificate digitale pentru a arăta cine a fost recuperat sau testat recent sau când avem un vaccin, cine l-a primit. Această idee de certificat digital nu este doar a domnului Bill Gates. Dacă intrăm pe pagina Organizației Mondiale a Sănătății, vom găsi acolo, după cum vedeți, pașaport de imunitate sau certificat fără riscuri.
Să vedem de asemenea un interviu realizat de televiziunea Unheard pe 17 aprilie anul acesta, în care ne răspunde la întrebări profesorul Johan Jeske, care este omul de știință, șef al Centrului European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor și consilier al directorului general al Organizației Mondiale a Sănătății. Întrebarea reporterului este următoarea. Și o altă idee este în legătură cu așa numitele pașapoarte de imunitate pentru oameni care s-au dovedit că au avut boala, iar ar putea apoi să poarte o brățară sau ceva asemănător și atunci îi se va permite să revină la muncă și să aibă acces complet în societate. Este aceasta o strategie fezabilă din punctul dumneavoastră de vedere? Răspunsul domnului Johan Jeske. Sunt câteva probleme tehnice, după cum ați menționat dumneavoastră. Testele pentru anticorp nu sunt încă atât de perfecte, așa că va fi, dar nu este o idee rea să ai nevoie de un pașaport dacă îi spui șefului tău de la muncă că ești imun. Poate că va dori să vadă un document. Aceasta este modalitatea care va funcționa. Te asiguri că oamenii sunt imuni și ei pot reveni, pot să lucreze în spital fără să poarte acele echipamente. Întrebarea reporterului. Va fi aplicată această măsură în Suedia? Răspunsul. Da, da. Deci, după cum vedem, autoritățile în domeniul sănătății împreună cu Bill Gates și-au propus să realizeze aceste certificate digitale sau pașapoarte de imunitate sau certificate fără riscuri, sunt mai multe denumiri, pentru cei care vor primi vaccinul și ei vor avea posibilitatea să se întoarcă în societate. Ce se va întâmpla cu celelalte persoane care nu vor fi vaccinate și nu vor avea aceste certificate, este un semn de întrebare. În articolul pe care l-am amintit mai înainte, intitulat Bill Gates solicită un certificat digital pentru a identifica cine va primi vaccinul COVID-19. Continuă cu următoarele idei. În timp ce majoritatea răspunsurilor lui Gates au fost primite cu laude, acesta, legat de certificate digitale, a ridicat multe obiecții. Cea mai votată replică evidențiază asemănările dintre soluția lui Gates și semnul fiarei din Biblie. Și acolo apare textul din Apocalips 13 cu 16 și 17 care spune și a făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, slobodi și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Este o întrebare care a creat multe reacții și îngrijorări cu privire la acest certificat digital care, pe lângă riscurile care le prezintă vaccinurile, dacă nu cumva, are și o semnificație spirituală, ar fi acest semn al fiarei, care creează practic un legământ cu forțele demonice și se realizează practic o vânzare a sufletului pentru avantajele acestea temporare de a avea acces la cumpărături și la viața în societate. Acesta este un subiect de meditat, este o întrebare dificilă și vom încerca să dăm răspuns la această întrebare pe parcursul următoarelor prezentări. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept la următoarea prezentare.